vamă, în fine, la vamă stau în tiruri, tirurile așteaptă mult și atunci el care s-a obișnuit cu furtul continuă să fure. Că dacă alea ar veni exact în momentul în care el ar încerca să le descarce de pe net, să jură că nu le-ar mai fura. Da? Deci așa suntem și așa o să fim întotdeauna. Acum, avem iarăși un caz interesant, vă spuneam ieri de Cluj cu cele două vagoane care au plecat de la București, am fost informat că la retur s-a plecat din Cluj-Napoca tot cu două vagoane, dar spre Brașov au mai adăugat cei de la CFR, probabil ne-au auzit aseară, încă patru vagoane, ca totuși trenul să intre în Gara de Nord cu șase vagoane. Șase vagoane, aproape de necrezut. Bun, dacă să rămânem la Cluj, o femeie a primit o amendă în mijloacele de transport, întrucât transporta o pisică spre veterinar, chiar dacă aceasta stătea într-o cușcă special construită pentru asta, așa cum vedem prin aeroporturi sau prin gări, ci că în Cluj doar câinii pot să călătorească cu mijloacele de transport. Doamna era în autobuzul 35, pisica trebuia dusă repede la medic, doamna trebuia să ajungă repede la serviciu, să grăbeau așadar și una și cealaltă, până la urmă a trebuit să plătească amenda. Bă, interesant. În București n-ar fi plătit nimeni. Aici este o insubordonare în fața legii și a organelor legii, cum n-ați văzut nicăieri. Nu plătește nimeni amenzile. Sar să-i bată pe aia. Bineînțeles, totdeauna ăla prins fără bilet are dreptate în București. Uite că doamna a plătit, ca să nu se facă și mai rău de râs în mijloacele de transport. Foarte interesantă această știre care ne vine de la capitolul UDMR, e iarăși denotat cu litere de o șchioapă în agenda fiecăruia, că s-a înființat un fond de solidaritate, este o premieră absolută, cred, unde fiecare membru al comunității maghiare poate dona sume de bani pentru sprijinirea financiară a primarilor Uniunii, care au fost condamnați de instanțele românești să plătească amenzi pentru neîndepărtarea steagului ținutului secuiesc, arborat în ședințe, pe clădirile instituțiilor și așa mai departe. Vicepreședintele executivului UDMR, celebra Horvat Ana, coordonatorul proiectului, a declarat că donațiile vor fi colectate în primul rând de la cei peste 2000 de aleși locale ai Uniunii, de la parlamentari și de la europarlamentari. Deci, pe scurt, UDMR-ul nu recunoaște aceste sancțiuni, nu recunoaște legea românească și încurajează pe cetățenii de etnie maghiară, dar și pe membrii partidului, evident, să cotizeze, să pună în porcușorul ăla pușculiță bănuți, bani albi pentru zile negre și așa să plătească amenzile pe care edilii le-au acumulat. De exemplu, Peter Ferenc, primarul din Sovata, are de plătit 42.000 de lei, după aia Mădăraș 90.000, primarul de la Mădăraș Ciuc, cel de la Miercurea Ciuc 75.000, sume considerate uriașe de către comunitatea maghiară și până la urmă ei fac un front ăsta comun unde vor aduna bănuții. Horvatana a menționat că membrii comunității maghiare au constatat că în ultimul deceniu n-au un partener politic de dialog care să-i satisfacă și atunci își fac dreptate de unii singuri. Am denotat aici că, iată, încă o dovadă că am avut dreptate în toate situațiile când i-am pomenit și aceasta de solidaritate când noi eram reclamați, de exemplu, că generalizam. Lucru pe care nici avocații, nici reprezentantul B1 la CNA, nimeni n-a reușit să-l explice. Ce înseamnă generaliza? Noi, de fapt, nu generalizam. Iată dovada cea mai clară, toată comunitatea maghiară se simte solidară, este chemată să se simtă și se și simte, și nesocotind legea românească, pe care nu dă doi bani, exact așa cum am spus și noi, da? Cotizează, evident, ca o frondă, ca o sfidare la adresa României. Uite, bă, dacă voi ne dați amenzi, noi o să cotizăm, ne solidarizăm toți, că noi toți suntem la fel. Deci aici am ajuns încă o dată, am demonstrat că am avut dreptate, că noi asta susțineam, că sunt toți la fel. Da? Iată-i punând mână de la mână, rupându-și de la gură, ca să nu cumva să fie devansați sau depășiți de rigorile legii din România.
așa bătaie de joc n-ați mai pomenit. Ei vor continua așadar să arboreze steagurile pentru că fac ceva pe ce se spune în România. Din punct de vedere politic, noi știm că suntem mai nimănui, că de asta încercam aici. Să le dau tuturor proștilor de la București peste bot, n-am reușit. N-am măcar am plecat satisfăcut că am avut dreptate, ca de fiecare dată, spunându-le impostorilor care conduc partidele de la București că nu ne reprezintă și nu ne-au reprezentat niciodată, sunt niște marțafoi. Ei n-au putut în 30 de ani să pună piciorul în prag, să le spună ălora s-a terminat cu voi. Ăsta nu este partid politic. Da? Ăsta este un partid extremist care încearcă până la urmă să aducă Transilvania, așa cum a spus de nenumărate ori. Să repună Transilvania în granițele ungurești. De altfel, să știți că tot în aceste zile, într-un congres ăsta, o conferință, nu știu cum se spun, la Băile Tujna, din județul Harghita, s-a pus problema iarăși în mod oficial a revizuirii tratatului de la Trianon, oraș aflat pe teritoriul Franței, în apropierea Parisului, pentru cine nu știe, deci tot în Uniunea Europeană. Am înțeles că și Victor Orban, am aici textul, da? Chiar și Victor Orban, premierul Ungariei, era acolo sau va participa la Băile Tujna, va veni și el la un moment dat și se va pune în discuție revizuirea acestui proiect. Adică este somată Uniunea Europeană să se mai uite odată peste aceste legi, chiar dacă Ungaria le-a semnat atunci cu două mâini. Reamintesc în 2004, când a intrat în Uniunea Europeană, neavând foarte multe de obiectat. Să grăbeau și ei să facă pasul ăsta imens înainte, după epoca de tristă amintire a lui Ianuș Cadar și a acoliților săi. Trecuseră, sigur, niște ani de la căderea cortinei și a zidului Berlinului, dar în orice caz nu erau ei la momentul respectiv pe cei mai mari cai, au acceptat fără să crâgnească, chiar în contractul pe care l-au cu Uniunea Europeană s-au angajat să treacă la moneda unică, deci să renunțe la forint. Ei bine, iată că aceste lucruri n-au fost spuse decât așa de complezență și ei încearcă acum revizuirea, cum iarăși am spus-o de nenumărate ori. Deci, sigur că cei care ne-au amendat sunt români și sunt la fel de slabi sau de scroci ca și cei pe care am enumerat mai devreme. Bineînțeles că nu poți să-i spui unui prost, bă, ești un prost. Nu poți să-i spui unui escroc, bă, m-ai furat degeaba. Așa cum este și guvernul României, așa sunt și ăștia. Țineți minte cum mă amendau, bă, în prima zi? Și în momentul în care spuneam ceva, ei se întruneau la ziua următoare și mă sancționau. Bă, dar cu o bucurie. Și cum făceau scut cei de la CNA în jurul, aveau și ei un reprezentant UDMR ăla de plecat totdeauna primul, ca să prindă avionul spre Baia Mare sau spre Satul Mare. Bă, știți ce umilință mă la adresa mea? Și amărâtul ăla cu care mă duceam, că ăla săracul nici nu știa să deschidă gura. Trebuia să mă bat cu toți ăia 10 deodată. Bă, și aveți cuvântul meu de onoare. Toți 10 mă disprețuiau de cum ne-ar disprețui maghiarii în momentul în care nu s-ar mai putea vorbi românește în Transilvania. Că ei asta vor. Și am avertizat și de asta de milioane de ori. Ăsta e singurul lucru care interesează. Este singura națiune din Europa și până la proba contrarie de pe planetă, care numai așa înțelege să facă. Ei nu, acolo sunt numai între ei oricum. Da, deci județele Harghita și Covasna sunt peste 90% cetățeni maghiari, ce puțin în Harghita, evident. Da? Pe ei nu asta, că acolo oricum teritoriul unguresc. Ei vor să nu se mai poată vorbi oficial în limba română. Bă, dar dacă nu ne înțelege nimeni, o să ajungem la asemenea situație. Sigur că asta cu Trianonul râdă aia în Franța de nu mai pot. Sigur că nu se poate face nimic. Dar cât tupeu să ai să vii și să spui așa ceva în România, bă? Nimeni nu le-a interzis dreptul la vot. Măcar ălora cu dublă cetățenie. Cum să votezi în România tu cu nesimțirea aia de a avea dublu pașaport? Te duci la vot cu pașaportul unguresc, pe care nu ți l-ai făcut așa că ești cetățean european. Ți l-ai făcut ca să sfidezi România. Evident, uite bă, eu sunt cetățean maghiar. Da, eu sunt cetățean maghiar și stau la mine acasă, adică în Transilvania. Sunt lucruri de o gravitate enormă pe care nu le înțelege cetățeanul România. Din păcate, românul nu înțelege. N-a fost educat așa, nu are această cultură și nu-i vorba absolut deloc de vorbe mari, de naționalism, de extremism, de șovinism. Nu există așa ceva. Astea sunt doar vorbe
puse să ne sperie într-un secol în care mediocrii și milogii au dreptate. Să știți. Cu cât te plângi mai mult de așa ceva, acum se vor plânge iarăși mâine, poimâine de mine că i-am atacat. Și mă vor sancționa. Bineînțeles că nu va exista niciun elan de solidaritate să zică românii, nu mă, o să ne ducem noi, să facem o pușcuiță, să-i plătim lui ăla amenziile. Nu. Bineînțeles că nu. Ei însă între ei își vor plăti. Pentru că singurul lucru pe care îl au este această solidaritate împotriva restului lumii. Ei sunt la fel cu toată lumea. Ei dacă împărțeau frontiera cu Mexicul, la fel se purtau cu mexicanii. Dacă împărțeau cu Cambodgia, la fel se purtau cu ea. Asta am spus-o de atâtea ori și am fost penalizat. Uite dovada că este singura țară, Ungaria, în Europa, care are astfel de atitudine. Nu există nicăieri. Nu s-au potolit nici după ce au văzut ce s-a întâmplat în Spania, unde Uniunea Europeană n-a acționat. Dându-și seama, cum spuneam la vremea respectivă foarte bine, în fața unei mari națiuni, cum este Spania, nu mișca nimeni în front. Da? Nu putea să vină cineva măcar să-i dea o sugestie regelui Spaniei sau guvernului de la Madrid. Nimeni nu putea să vină să spună așa ceva, pentru că Spania te scuipa între ochi. România însă nu are acest calibru. Nici măcar în anul centenarului. N-are această verticalitate, n-are până la urmă o recunoaștere, dar n-are pe cineva care să lupte pentru ea. Nu există un astfel cetățean care să-și asume responsabilitatea și toți ologii ăștia politic fac lucrul ăsta numai din considerente politice. De asta n-au îndrăznit. Trebuia închis partidul ăsta imediat în 90. Trebuia închis din 1990, că el n-avea nicio legătură cu politica. Ei numai urzeau împotriva națiunii române și împotriva cetățenilor români. Iată, lucrurile astea sunt evidente. Explicați-mi și mie în ce țară sfidezi în continuare legea fără ca cineva să-ți facă ceva. Ați văzut o intervenție a șefului statului, intervenția lui Liviu Dragnea, intervenția doamnei Dăncilă pe tema asta. În nicio țară nu mai există, ai mă. Da, nu contează că există o Europa fără frontiere, că este o Europa unită, că este o Europa solidară. Te scotea afară definitiv. La chestiunea asta nu se discută. Vă reamintesc cum au intrat ei în ziua votului peste ei. Deși încă o dată, Barcelona este o emblemă a Europei. Nu este Băile Tușnad sau Miercurea Ciuc. Da? Unde evident statul român n-ar mișca un deget. Dă frică. De frica de Dumnezeu, de frica de alegători, de frica de București. Nimeni n-ar îndrăzni să facă așa ceva. Dar în orice caz, încă un semnal de alarmă că lucrurile nu evoluează așa cum ar trebui. Bun, haideți să vedem mai departe. Ce ne spune doamna Carmen Dan? A găsit și ea o explicație, că acum ajungem la celălalt capitol interesant, incendiile din Grecia. Numărul morților a ajuns la 80 oficial, sunt peste 200 de dispăruți și 200 de răniți. Iată cum a rezumat Carmen Dan, care până la proba contrarie n-a fost prinsă cu câltaboșii încercând să treacă frontiera bulgaro-greacă. Dar filozofia ei ne duce undeva spre Grecia antică. Și aici, evident, că trebuie să iertăm absolut toate păcatele. Bine că n-a apucat Ovidiu Raețchi să-i facă bilanțul doamnei Carmen Dan, că trebuia să-l șteargă tot. Orice om are destinul lui pe care nu-l poate evita. A început doamna Carmen Dan. Deja trebuie să recunoaștem că este peste tot ce a grăit de când s-a născut doamna Dăncilă. De mulți ani mă aflu în preajma salvatorilor ca prefect și acum ca ministru al afacerilor interne. Le înțeleg satisfacțiile și le cunosc dezamăgirile. Știm cu toții că ei sunt speciali, dar să nu uităm că sunt înainte de orice oameni. Am învățat că cea mai mare povară sufletească a unui salvator este pierderea unei vieți. Chiar dacă în cadrul aceleiași misiuni alte zeci sau chiar sute de persoane supraviețuiesc datorită lor. Ce simt pompierii greci în aceste momente? Ce simt toți reprezentanții forțelor de intervenție elene? Imposibil de imaginat. Probabil că nici ei nu pot exprima în cuvinte. Transmit sincere condoleanțe familiilor îndoliate și însănătoșire grabnică celor răniți. Păi cam așa cum le-ați transmis în sănătoșire grabnică și celor răniți în incendiu de la Colectiv. Dumnezeu să ocrotească Grecia. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți. E adevărat că americănește așa a terminat doamna Dan, dar încă o dată n-a fost un text
expus la televizor. Da? Deci n-a fost citit de pe o foaie, n-a fost într-o lectură dintre asta la un pupitru. Nu, doamna Carmen Dan l-a pritocit, probabil că l-a dat la Google Translate sau ce știu pe cine mai are prin familie și după aia a fost pus pe hârtie, deci este scris, da, s-a uitat bine să nu comită probabil aceleași erori ca și doamna Dăncilă și a reușit. Bravo ei, ce spuneți de asta? În timp ce doamna Dăncilă confunda Prăștina cu Podgorița, aia să spun cu Titograd, nu, Prăștina cu Podgorița, e bine, doamna Carmen Dan, iată, ne dădea o lecție nouă tuturor. Bun, dar să știți că din partea grecilor lucrurile nu sunt atât de evidente, noi mai discreți așa, doar cu condoleanțe, doar cu le ținem pumnii, pe când la ei, iată, episcopul Ambrosios de Calavrita, o dioceză din Peloponez, a dat vina pe necredința prim-ministrului grec pentru dezastru care s-a abătut asupra țării sale. Și anume, a spus acest episcop,